Un bărbat din comuna Mușenița a murit în condiții jalnice după ce casa în care locuia a luat foc. Bărbatul a pus lemne pe foc, însă jarul produs a căzut din sobă și a generat o catastrofă. Vecinii au fost cei care au anunțat pompierii, însă când au ajuns, aceștia nu au mai putut face nimic pentru individ decât să declare decesul. Colegii mei de la Garda de Intervenție Siret, împreună cu lucrătorii ai Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Mușenița, au intervenit cu 5 autospeciale și o ambulanță smurt pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la o casă de locuit din satul Băncești, comuna Mușenița. La sosirea echipajelor ardea violent casa de locuit, construită din lemn, și exista pericolul de propagare la un autoturism, o anexă gospodărească și la locuința învecinată. În interiorul casei a fost găsit proprietarul căzut pe podea fără semne vitale. Din păcate, pentru viața bărbatului în vârstă de 67 de ani nu s-a mai putut face nimic, declarându-se decesul. Intervenția a fost deosebit de grea din cauza materialelor combustibile din componența construcției locuinței, dar și a celor aflate în interior. De asemenea, colegii mei au evacuat 3 butelii care puteau exploda în orice clipă. Acestea au fost duse și răcite într-o zonă sigură, îndepărtându-se astfel pericolul. Cauza probabilă de izbucnirea incendiului a fost jarul sau scânteile căzute din soba cu acumulare de căldură. Flăcările uriașe au distrus acoperișul, diferite materiale de depozitate în pod aproximativ 15 metri pătrați din planșeul casei, pereții de 10 metri pătrați și alte bunuri. Flăcările au degradat planșeul pe 100 de metri pătrați, pereții pe 15 metri pătrați, dușul, meaua și învelitoarea din tabla acoperișului. De asemenea, căldura radiată a afectat parțial vopseaua și elemente din plastic de la autoturismul parcat în curte. Au fost salvate autoturismul, anexa gospodărească și locuința învecinată. Toată intervenția a durat mai bine de 4 ore.